Persoanele nevoiașe din oraș freamătă de bucurie știind că în scurt timp vor primi câteva alimente care să le asigure cel puțin intrarea în sezonul rece. Fiecare beneficiar ar urma să primească pachete care vor conține mălai, făină, paste tomate, paste făinoase, orez, zahăr, fasole uscată, roșii în bulion, ulei și mazăre. Deocamdată doar o parte dintre alimente a ajuns urmând ca zilele următoare reprezentanții administrației serviciilor social-comunitare să ridice și cea de-a doua tranșă de produse, respectiv bulionul, uleiul și mazărea. Produsele vor fi distribuite începând cu data de 1 noiembrie, de ele urmând să beneficieze 16.000 de persoane într-o primă fază și alte aproximativ 3.000 în cea de-a doua. Printre cei vizați se numără șomerii, dar și cei care au venituri de cel mult 400 de lei pe lună.